Mai are de cameră, please. Fiecare au o bățică. Roșu, bravo. Mulțumim gazdelor, în primul rând, Spitalului Municipal Megidia. Reprezentăm clubul Rotary Cetatea Tomis și mereu am fost și suntem consecvenți principiului rotarian de a servi mai presus de sine. A donat un aparat laparoscopic, de chirurgie laparoscopică, în valoare de 56.000 de dolari. Acest aparat va deservi o populație de 45.000 de locuitori din municipiul Megidia, iar până la 80.000 din localitățile arondate acestui municipiu. Mulțumim că ne-ați permis să participăm în acest proiect. Am mai fost în România pentru proiecte asemănătoare, dar când noi le-am spus despre aceste nevoi ale noastre, clubul Oklahoma City a solicitat ajutorul mai multor cluburi rotare din Colorado, pentru că valoarea investiției era destul de mare și ajută la salvarea unor vieți. Astăzi Spitalul Megidia a primit o nouă linie laparoscopică, un aparat performant pentru chirurgia laparoscopică modernă, chirurgia eficientă. Aparat primit ca donație. La fel, suntem obligați, prin natura sufletului uman, să mulțumim tuturor celor care sprijină această unitate spitalicească, care, după cum știți, ușor, ușor revine la un nivel normal de încredere în rândul pacienților. Spitalul Megidia nu deservește doar municipiul Megidia, ci un sfert din județul Constanța, iar de această investiție vor beneficia, așa cum am spus, toți pacienții arondați, care sunt mult mai mulți. Ați pronunțat o... Da, 80.000. Nu, sunt mai mulți, sunt mai mulți. Da, sunt peste 180.000. Da, 180.000. Sunt, da, este un sfert din, da, județul Constanța. Da, cu atât mai bine. Da, cu atât mai bine, da. Sunt onorat să fiu alături de dumneavoastră. Mulțumesc tuturor celor care s-au implicat, în primul rând domnului doctor Anagnostu, care lucrează la această idee de ceva timp. Am avut câteva discuții și știu că nu se atrag atât de ușor bani fără să ceară ceva în schimb. Acești bani, această investiție s-a adus pur și simplu pentru a sprijini, fără ca cineva să beneficieze de un favor sau de un avantaj. Pentru acest lucru, toți oamenii de bună credință care au finanțat și vor finanța în continuare Spitalul Municipal Megidia, să se gândească că fac un lucru dumnezeiesc pentru viață. Voi fi alături de Spitalul Municipal Megidia pentru că cel mai important lucru pe această planetă este viața. Și dacă salvăm oameni, asta înseamnă că ne îndeplinim menirea. Chirurgia laparoscopică este o chirurgie modernă. Înseamnă că bolnavul se va recupera foarte rapid, nu se fac incizii foarte mari, se fac incizii mici, de 2-3 cm, prin care se introduc anumite instrumente cu care se lucrează în interiorul bolnavului și acest fapt ajută la recuperarea mult mai rapidă a pacientului și la reinserția lui socială cât mai repede posibil. Gama operațiilor este destul de mare. Momentan, noi în spital putem să facem numai anumite intervenții. Sperăm că în timpul următor vom putea face și alte intervenții mai complicate. De cele care le faceți acum? Colecistectomii laparoscopice, apendicectomii laparoscopice, pe sfera genitală, extirpare pentru intervențiile pe trompă, pe ovar și cam atât momentan. Sperăm că în viitor vom putea face și
intervenții mai complicate, hernii, eventrații. Ce vă mai ales mânecerul ăsta. În primul rând, training și, în al doilea rând, mai trebuie unele instrumente care domnul manager a spus că împreună cu primăria ne vor ajuta să ne le aducă. Considerați că l-aveți? Concentrați-vă pe... Pe training. Training. De la primărie banii sunt dați deja. Da. Luni, pe 13, firma Dacomet, care este furnizorul echipamentului, va veni să ne facă, să instaleze aparatul și să ne facă trainingul. Începând de săptămâna viitoare, de pe 14, în condițiile în care vom avea pacienți, vom începe să lucrăm. Cred că...